Mulțumesc lui Dumnezeu care a făcut posibilă întâlnirea noastră în casa de rugăciune. De dimineață am slujit la o întâlnire de post și rugăciune. La miaz am predicat la Deva la o înmormântare. Acum sunt aici cu dumneavoastră și merg mai departe, fiind chemat de păstorul de la Cladova să fiu alături de ei în suferința unei familii, vestind cuvântul lui Dumnezeu acolo și aducând mângâiere pentru suflete din partea Duhului Sfânt. Cred că Domnul, care este capul bisericii sale, știe ce este nevoie pentru dumneavoastră în seara aceasta și pentru mine și poate să ne vorbească. Apostolul Pavel spune aici în versetul 21, găsesc dar în mine. Asta înseamnă o verificare cu atenție, în sinceritate, în ce privește interiorul, în lăuntrul. Asta înseamnă un interes pentru starea personală, lăuntrică, fiindcă Dumnezeu ne cunoaște inimile, Dumnezeu ne poate cerceta în seara aceasta Duhul nostru și mintea noastră și să ne lumineze și să facă să lucreze Duhul Sfânt pentru ridicarea noastră spirituală, pentru înviorarea noastră, pentru prelucrarea noastră în sfințire înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, găsesc dar în mine. De fapt, pocăință în trei cuvinte, spuneam eu altă dată la dumneavoastră, înseamnă verificare, constatare și îndreptare. Sau recunoaștere, regret și renunțare. Găsesc dar în mine arată interesul acesta pentru propria persoană în ce privește starea înaintea lui Dumnezeu. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu face o specificare și Domnul Iisus Hristos în Matei 7,5 spune că este de acord să ne ocupăm și de paiul din ochiul altuia. N-a spus Domnul să nu ne ocupăm, doar că este o problemă atunci când nu reușim să facem operații bune, că nu vedem noi bine și trebuie înlăturat răul de la noi. De aceea omul lui Dumnezeu spune printre altele, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, vai de cel ce zice bine lui rău și răul lui bine, cel ce amestecă lucrurile. Mi-amintesc că m-a vizitat un tânăr de undeva dintr-un sat din apropiere și m-a rugat să-l învăț să cânte la acordeon. M-a motivat că acolo nu are școală de muzică, nici nu are altcineva cine să-l învețe. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, în 1:16, ultima parte, încetați să mai faceți răul, versetul 17, începe, învățați-vă să faceți binele. Ca să faci binele, mai întâi trebuie să te oprești de a face răul, că nu le poți amesteca, se complică lucrurile. Și a venit acest tânăr, frate, dacă puteți să mă învățați, și cu mine nu o să vă fie greu, că eu deja cam știu așa ceva. Zic, arată-mi ce știi tu ca să știu ce trebuie să te mai învăț. Vrei pe note, vrei după ureche? O, zic că vrea și după note și după ureche. O cântat, știa flori. Făcea flori frumoase așa, dar cam atât. Zic, hai să învățăm. Și eu luam cu do major, cu mi bemol, cu sol diez, el tot cu flori. Măi zic, tu ai zis că mi-e mai ușor cu tine, dar cu tine mi-este mai greu. Întâi trebuie să te dezvăț de ceea ce știi și să te învăț ceea ce trebuie. N-am reușit să-l dezvăț, nici să-l învăț, cred că tot la flori au rămas acum, dacă nu s-or fi vestejit. Trebuie mai întâi o verificare a stării noastre interioare, să vedem cât e ceasul, să vedem cam pe unde suntem, pe cadranul lui Dumnezeu. Și Pavel a făcut lucrul acesta și spunea el mai departe, scrie cuvântul lui Dumnezeu, când vreau să fac binele. Versetul 21. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac bine, voi face trei precizări în introducere. Mai întâi trebuie să fie o dorință fermă, un interes, o voință de a face binele. Și el a spus, și de fapt repetă, versetul 18. Ce-i drept, am voința să fac binele. Versetul 19. Căci binele pe care vreau să-l fac.
Versetul 21. Când vreau să fac binele, trebuie să fie dorința aceasta, voința aceasta. Și cuvântul lui Dumnezeu arată în Evrei 13 cu 18. Rugați-vă pentru noi, spune omul lui Dumnezeu, că sunt bine încredințat, că avem un cuget bun, dorim să ne purtăm bine în toate lucrurile. Și dacă Pavel cerea rugăciune și noi avem nevoie de rugăciune, pentru că Dumnezeu a văzut dorința și vede dorințele oamenilor. În Geneza 6 cu 5 spune Domnul acolo, Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate în fiecare zi înspre, el nu avea voința să facă binele, gândurile erau îndreptate înspre rău. Spune omului Dumnezeu, cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Dar numai să rămână dorința aceasta, să fie râvna aceasta, pentru că în 2 Timotei, în capitolul 3, se arată printre altele, în al treilea verset, despre starea vremurilor din urmă, când oamenii și pătrunde și în poporul lui Dumnezeu această situație și stare, oamenii sunt neiubitori de bine. Nu mai găsești oameni care să facă bine. Spunea un păstor recent, a fost la o evanghelizare și a zis, nu știu, nu mai ai loc în lumea asta, toți oamenii vor să facă numai rău, nu mai au loc de tine. Nu știu în ce situație a observat el asta, că nu l-am întrebat pe drum, venind către biserică sau cum. Dar parcă rămâi surprins așa când vezi un om care vrea să te ajute și necondiționat și din toată inima așa. Și eu am rămas surprins, chiar astăzi am văzut o situație și m-am bucurat că sunt oameni care doresc să sprijine. Galateni 4 cu 18 spune Apostolul Pavel, este bine să fii plin de râvnă pentru bine. De aceea Domnul să ne binecuvinteze în sensul acesta, trebuie să fie o dorință. De fapt, dorința aceasta vine de la Dumnezeu. Știți că a spus Domnul Iisus Hristos că binele este unul singur, Dumnezeu. Acest bine ne poate învăța ceea ce este bine și ne poate da puterea să înfăptuim binele. Exact cum spune Biblia despre dragoste, că Dumnezeu este dragoste și dacă ne lipsește dragostea, trebuie să intrăm la Roman 5 cu 5. Dragostea a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt. Și dacă dorim dragostea lui Dumnezeu să cuprindă inimile noastre, știți ce se va întâmpla mai departe? În cer sunt izvoare. Ascultați, spune cuvântul în Ioan, în capitolul 7, de la versetul 37, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, după cum spun scripturile, vorbea despre Duhul Sfânt, care încă nu fusese dat, pentru că Iisus n-a fost proslăvit. Dragostea aceasta, agape, necondiționată, care urmărește binele în tăcere, care se sacrifică, se dăruiește, vine din Dumnezeu și poate să coboare pe unda Duhului Sfânt dacă stăm la stăruință, la fel și binele. Binele este Dumnezeu și Dumnezeu ne poate da această dorință de a face binele, pentru că este roada Duhului Sfânt. Scrie în Galateni, capitolul 5, versetul 22, roada Duhului, din potrivă la faptele firii pământești, care s-a arătat de mai sus, că sunt lucruri potrivnice unele altora. Roada Duhului, printre altele, este facerea de bine. În a treia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 11, spune omul lui Dumnezeu, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Aici se vede diferența, aici se face verificarea. Și Domnul să ne ajute să fim la Galateni 6 cu 9, să nu osteniți, să nu obosiți, spune acolo, să nu obosim în facerea binelui. Că uneori parcă așa ne vine să spunem că să mai facă și alții, că să se mai implice și alții. Dar Dumnezeu nu dă ajutor de șomaș.
Dumnezeu dă salar pentru lucrător și vrednic lucrătorul de plata lui, numai că nu se vede încă plata, că e prin credință. Se va vedea acolo. Se va vedea acolo. Pentru că Domnul ne va aștepta, scrie în Matei 25, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, celor mai neînsemnați, frații mei, mă identific, a spus Domnul cu ei și mie mi le-ați făcut. Spunea Domnul în Marcu 14:7 despre săraci. Pe săraci totdeauna îi aveți cu voi și le puteți face bine când voiți. Dar numai dacă voiești. Când voiți. Când nu voiți, nu puteți. Asta despre voința de a face binele. Pavel de 3 ori spune în 3 versete, vreau să fac binele. Este primul semn care dovedește apartenența noastră la Dumnezeu. Al doilea, versetul 22. După omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Aici ne facem verificarea, dragii mei. După omul din lăuntru, dacă trăiește, dacă este plin de viață, dacă este ancorat prin credință de marele nostru preot, dacă Duhul Sfânt face legătura, dacă Domnul Iisus Hristos locuiește noi, spus Domnul, dacă rămân în voi cuvintele mele, îmi place legea lui Dumnezeu. Hai să ne facem verificarea. Scriem Psalmul 1, versetul 2. Ci își găsește plăcerea, omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. În Psalmul 119, în versetul 97, este un verset asemănător foarte frumos. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Îmi spunea o soră în vârstă, m-am dus la copiii noștri în străinătate, peste ocean. Poate și din cauza că nu sunt obișnuită cu televizorul și cu știrile, m-am uitat la știri. Frate Corneliu, n-am mai putut să mă rog, dar nu atunci o zi sau două, o lună n-am mai putut să mă rog. Așa am fost de tulburat. Ai căutat? Ai găsit? Asta te interesa. Să știi dumneata pe cine urmărește DNA-ul. Frate, nu știu, parcă zici că m-am golit spiritual. Zi și noapte cuget a legea ta. Și Pavel spunea lucrul acesta, sunt poruncile. Hai să vedem cele 10 porunci, le recapitulăm, să vedem, ne place legea Domnului, legea lui Moise dată prin cele 10 porunci, nu au fost scoase, au fost întărite de Domnul Iisus Hristos, să nu ai alți Dumnezei, da? Nu doar că trebuie să fie pe primul loc, și nu pe al doilea sau pe al treilea Dumnezeu, dar nici nu mai ai alții, să nu-i alți Dumnezei. Să nu-ți faci chip cioplit, să nu iei în deșert numele Domnului, să ai în vedere ziua de sabat ca să o sfințești pentru Domnul, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, da? Știți și voi, da? Poruncile. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu minți și să nu poftești. Ne plac astea, să le împlinim. Avem voința să facem binele și ne place după omul din lăuntru legea lui Dumnezeu. Omul căruia îi place legea lui Dumnezeu, când puțin se abate, când nesocotește, îl doare, suferă și se duce la mărturisire și plânge înaintea lui Dumnezeu. M-a întrebat recent o familie care a vizitat biserica noastră de prieteni, oameni cu o poziție socială înaltă în societate, au zis, vreau să vă întreb ceva. De ce la dumneavoastră se roagă unii frați și surori, cum ziceți dumneavoastră, frați și surori, mai tare? Zic, așa s-a rugat și Domnul Iisus Hristos. Da, scrie în Biblie, da. Și n-aveam Biblia la mine când m-am întâlnit cu ei pe stradă, dar aveam pe telefon și imediat am scos telefonul. Așa fac și tinerii când vreau să-și mai amintească așa câte un verset, să mai vorbească din cuvânt, scot telefoanele, caută în concordanță, caută Biblia, au Biblia, nu? Amin.
Și le-am arătat versetul, Evrei 5:7. El este acela care în timpul vieții sale pământești, cu strigăte mari și cu lacrimi. Am mai spus la dumneavoastră, când am intrat în slujbă, am dat de o problemă, unii frați se rugau prea tare și alții prea încet. Cei ce se rugau tare au spus, frate, te rog, mai înflăcărează pe cei care se roagă încet, că parcă n-au viață în ei. Cei care se rugau încet au zis, frate, mai temperează-i un pic pe cei care se roagă tare, că doar Dumnezeu ne aude, mai vin prieteni și ce impresie își fac, mai avem vecini. Eu n-am știut ce să fac. Am sunat un păstor, frate, deci, frate, îți răspund printr-o întrebare, cei care se roagă tare au și lacrimi. Domnul Iisus a rugat tare, dar și cu lacrimi. Când te rogi tare, ori ești foarte bucuros și lauzi pe Domnul că spune în psalm că strigă-te de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința și noi suntem biruitori în numele Domnului și ne bucurăm de biruințele ce le dă Domnul. Și lauzi numele Domnului din toată inima și câteodată te manifesti mai diferit decât ceilalți. Sau câteodată trebuie să strigi înspre Domnul plângând, să te ajute Domnul într-o situație, să te scoată din necaz sau să te ierte. Căință înseamnă, printre altele, lacrimi. Care este starea noastră interioară? Dragii mei, când am citit recent în dicționarul explicativ al limbii române în dreptul cuvântului căință, ce scrie? Eu am crezut că pocăiții l-au făcut dicționarul. Și ce scrie? Căință egal. Părere de rău, remușcare, repulsie față de păcatele săvârșite împreună cu hotărârea de a nu mai face răul. Punct. Alt aliniat. Părere de rău de a fi făcut sau nu ceva. Păcate prin comitere sau prin omitere. Ultimul verset din Ioan 4, din Iacov 4, știți care este? Cine știe să facă bine și nu face, săvârșește păcat. După omul din lăuntru, spunea Pavel, îmi place legea lui Dumnezeu. Ai dorința de a face binele? În interiorul tău este o râvnă pentru bine? Sau ca în muzică așa, pornești bine, dar mergi cu tremolo după aceea, cu fade out. Și apoi, spunea Pavel, găsesc dar în mine, am voința să fac binele. 2. După omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Și 3. N-am puterea să fac binele. Trebuie să fii sincer, dacă vrei să ai propășire. N-am puterea să-l fac, versetul 18. Ce înseamnă asta? Păi unii se opresc aici, frate, n-am putere și gata. Și se oprește și bate pasul pe loc și tot îl îndemn și tot îl avertizez și niciun rezultat. Ascultați ce spune Pavel Efesenilor în 3:16. Am văzut biserici în care nu se afișează versetele pentru că toți frații și surorile au Biblie. Am văzut alte biserici în care se afișează versetele că frații și surorile n-au Biblie. Dar am văzut biserici care n-au niciuna nici alta. O să văd pe unde sunteți. Dacă se afișează, e bine. Chiar dacă nu aveți Biblie, citim și ne uităm. Nu vă pot condamna că așa facem și noi. Mulțumesc. Și-l rog, a spus Pavel, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru. Ascultați-mă, credeți că Pavel se ruga numai pentru alții și pentru el, nu? O zicea numai, n-am putere să-l fac și gata. Nu, păi Pavel dacă se ruga și pentru biserica din Efes și pentru alte biserici, categoric se ruga și pentru el. Doamne, nu am putere să fac binele, dă-mi putere să-l împlinesc. Dăm putere să-l duc la sfârșit. Sunt tineri care încep să învețe la instrumente și au învățat puțin la trompetă, lăsa balt. Au învățat puțin la acordeon, iară s-au lăsat. Parcă îi place mai mult chitara. Au luat chitara, iar s-au lăsat. Și m-a întrebat cineva, zice, auzi, este un tânăr, vrea să învețe la orgă, zice, ce zici?
Zic, dacă învață tot așa ca la celelalte, o să te străduiești degeaba. Că pe el nu-l ține mult. Știți că spune în Roman 2:6, Pavel acolo, că Dumnezeu va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine. 2:7, nu? Hai să vedem mai precis. Da? 2:7, și anume va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine. Doamne, ajută-ne la lucrurile acestea. Găsesc dar în mine, spunea Pavel, am voința să fac binele. După omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. 3, dar n-am puterea să-l fac. Și dacă n-ai putere, îl rogi pe Dumnezeu, că la El este sursa puterii. Aleluia. Și Domnul te poate ajuta. Și Pavel a făcut același lucru. În Efeseni, în 6:10, apostolul Pavel spune, printre altele, să vă întăriți în Domnul și în puterea tăriei Lui. Dar cum te întărești? Păi, odată te rogi și Dumnezeu îți dă putere. Nu direct. Și apoi te rogi în urma rugăciunii, vii la adunare și Dumnezeu te învață să faci binele. Și asta învățăm noi împreună din cuvânt în seara aceasta. Și apoi, prin Duhul Sfânt, primești un alt imbold, o nouă provocare, o dorință mai fermă, mai stabilă în hotărârea de a face binele. Când m-am angajat la 18 ani era atunci, mi-amintesc că șeful care răspundea acolo de formația de lucru mi-a spus următorul lucru. Corneliu, tu ești pocăit? Și am spus, sunt și trebuie să mă mai pocăiesc încă. Vreau să spun ceva. Vezi cum se înjură aici, în mină. Se înjură, zice, poate n-ai auzit. Mă spun eu, în maxim 2-3 luni o să înjur ca noi. Și m-am gândit atunci și de știu că îmi pun leocoplas pe gură. Și așa vin la servici, nici nu beau apă, cu apa e mai greu, că e căldură. Dar m-am gândit, auzi, dar poate îmi pun leocoplas pe gură și îmi vine minte. Așa, îți vine să faci rău, îți vine câte un gând de la cel rău. Aveam în biserică un frate, mustra gândurile cu voce tare. Domnul să te mustre gând care a venit. Și spunea gândul și noi îl susțineam în rugăciune. Doamne, dă-i putere să mărturisească tot. După 27 de ani, mulțumesc lui Dumnezeu că nu am înjurat niciodată și nu mi-amintesc să fi venit vreodată să înjur. Dar nu prin puterea mea. Trebuie să spun și eu ca Pavel, n-am puterea să fac binele din firea mea pământească, dar Duhul lui Dumnezeu ne dă putere. Suntem întăriți aici în credință, ascultând cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și are putere. Slăvit să fie Domnul! Și acum în partea a doua, haideți să observăm puțin binele în ce privește relația noastră cu Dumnezeu, relația noastră cu semenii și relația noastră cu noi înșine. În ce privește relația noastră cu Dumnezeu, ce aș putea sau ce ați putea dumneavoastră să spuneți și să faceți un bine pentru Dumnezeu? Nu știu dacă am putea să facem un bine, noi am făcut un bine lui Dumnezeu. Dar cred că am putea să facem lucruri bine primite de Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului în 2 Petru 1:19 că avem cuvântul prorociei. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți, că luați seama. Cel mai important bine înaintea lui Dumnezeu este să punem preț pe cuvântul Lui. Dacă privesc părinții în familie și văd că nu interesează pe copii, nu știu care e rezultatul și cât va fi interesul din partea părinților, dar nu le va cădea bine. Și dacă tot se repetă, și nu este nici mărturisire, nu este nici lacrimă, nici întoarcere, nici revenire la normalitate, nici hotărâre nouă, lucrurile se complică. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Cain în Genesa 4:7, spune Domnul, nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi
bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, Geneza 4:7, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Știți care a fost problema lui Cain? Că mai întreabă oamenii, de ce nu a fost primit Cain, doar Abel? De ce a fost primit Abel și Cain nu? Da, este și partea aceasta, Cain a adus jertfă Domnului din roadele pământului și Abel a adus din întâi născuții din turmă. Și trebuie mai întâi să pui partea Domnului deoparte. A zis Ilie, dă mai întâi mie și văduva săracă a dat doi bănuți, a dat tot ce avea ca să mai trăiască, spune Biblia, și o fi murit. Nu cred. Hai să citim. Partea a doua, care a fost problema lui Cain, că spune Biblia că Dumnezeu a privit înspre Abel și înspre jertfa lui. Înspre Cain și înspre jertfa lui, că celui neprihănit îi șade bine cântarea de laudă. 1 Ioan capitolul 3, versetul 12. Nu cum a fost Cain care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele și ale fratelui său erau neprihănite. Îmi place o afirmație din Luca 23:41 a unuia din tâlharii de pe cruce. Spunea el, pentru noi este drept să primim răsplata cuvenită pentru faptele noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. 23:41 Luca. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Domnul Iisus Hristos este modelul nostru. Nu s-a găsit vicleșug la el și n-a făcut niciun rău. Doamne, ajută-ne și pe noi. Amen. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut mult bine. În 14:17 fapte spune Dumnezeu v-a făcut bine. Când aduceți o jertfă, a spus Domnul, să o aduceți așa ca să fie primită. Adică să fie fără cusur. Dacă era un miel, nu-l aduci fără o ureche sau fără un picior. Sau cântarea o aduci fără repetiție, că merge și așa. Am intrat într-o biserică, înainte de începerea slujbei, tinerii făceau repetiții, era acolo o tânără care se ocupa cu o chitară și cineva a sesizat și a zis, parcă puțin este fălsuc pe aici, distonăm. Și lasă, zice, că nu toți aud bine și din cei ce aud bine nu toți știu muzică. Și eu din spatele lor am zis, dar Dumnezeu știe muzică. Și s-au întors și au zis, o, ne scuzați, și dumneavoastră știți muzică. Așa, mai puțin știu și eu, dar cât să aud dacă ați falsat sau nu. Scrie în Maleahi, să fie blestemat, nu? Înșelătorul care are o jertfă, o vită, în cazul lor, sănătoasă, dar nu aduce aia. Caută pe la adunare un cai, dați-mi și mie un cai sau o harfă să caut o cântare. Frate, zice, ai pregătit un text? Nu, dar căutăm. Nu caută, zice, pe semna viitoare. Binele în ce privește relația cu semenii. Cu semenii. Haideți să vedem din cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place ceea ce spune Pavel către Filimon. Epistola lui Pavel către Filimon are un singur capitol, versetul 6 mai întâi. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. Că de aceea spune apostolul și găsim în 2 Petru capitolul 1 versetul 5, de aceea dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința fapta. Și ce spune Pavel lui Tit în 2:14, că Dumnezeu și-a curățit un norod care să fie a lui, să fie plin de râvnă în fapte bune. Asta în 3:14.
în 2 cu 14 și în 3 cu 14, trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi fapte bune pentru nevoile gramnice și să nu stea neroditori. Știți cum era la școală, că se dădea startul așa la fugă? Și nici nu dădea bine învățătoarea sau profesoara de sport startul, că vreo trei deja țâșneau. Stai mă, ia, veniți înapoi, că din v-am zis unde să mergeți sau unde e oprirea. Dar nu așa o râvnă fără pricepere, că trimite mama copilul, ce, ia du-te la cumpărături și îi spune câteva și el o și plecat, dar nici nu știe ce trebuie să cumpere. Băi, stai și pricepe bine ce ai de făcut și după aia la râvnă. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu și ne întoarcem aici, în Filimon, epistola aceasta către Filimon, versetul 6, rog această părtășia ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. Mergem mai departe. Versetul 14, dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Frații mei, hai să ne întoarcem. Găsesc dar în mine, spunea Pavel, să ne facem verificarea dorinței noastre de a face binele cu bucurie. Știți că era într-o adunare, a întrebat mama pe copil la sfârșitul slujbei, măi, zice, am văzut că nu prea aveai stare. Cum? Cum a fost la adunare? Ca la pușcărie, a zis. Nu știe el ce e la pușcărie. Că zicea că e mai rău ca la pușcărie, poate. După așa cum o simțit el. Să vedem și bucuria de a face binele. Este verificarea. S-a întâmplat recent în India, un călător s-a oprit undeva la un local să mănânce. A comandat ceea ce avea nevoie, i s-a adus și a început să mănânce liniștit. A văzut că doi copilași se uită, privesc prin geam înăuntru. Și i-a chemat, haideți aici. Au venit copilașii și i-a întrebat respectivul călător, auziți, vă este foame? Și i-au spus, da. Luați loc și mâncați. Și el a stat liniștit privindu-i și au mâncat liniștiți. După ce au terminat de servit, respectivul călător a solicitat nota de plată, bonul fiscal. Și a venit chelnerul și a adus un bilet în loc de bonul fiscal și l-a pus pe masă. Ceea ce scria pe acel bilet a făcut în conjurul lumii multe, multe ziare, reviste, cotidiane au scris despre acest lucru. Pe bilet scria așa: casa noastră de marcat nu poate bate generozitatea dumneavoastră. Casa noastră de marcat nu poate bate generozitatea dumneavoastră. În 13 cu 16 evrei a spus Domnul prin omul lui să nu dați uitării bine facerea. Că noi așteptăm binecuvântarea. Dar dacă dorim binecuvântarea și să ni se spună veniți binecuvântații Tatălui meu, trebuie să nu uităm că Dumnezeu ne-a încredințat, cum spunea un frate păstor unui administrator de societate, a zis, Dumnezeu te-a pus administrator al bunurilor lui să vadă cum le împarți, nu numai cum le organizezi. În 1 Petru, în capitolul 2, versetul 14 și 15, se arată acolo că dregătorii laudă pe cei ce fac binele. Mă întreba fostul primar, domnule, zice, este cineva de la dumneavoastră acolo, are ceva cu noi sau cu partidul nostru, că, zic, de ce, vă face campanie electorală? Nu, ce ne face anticampanie electorală.
Zic, o să vedem care e situația. Astea nu-s de lăudat să vede. Că dregătorii n-or lăudat fapta asta. Dar ce ne interesează pe noi să scriem pe internet? Că suntem de acord sau nu suntem de acord? Să spunem de la învon nici atât. Nu ne stă bine. 1 Petru capitolul 3 cu versetul 9. În ce privește vorbirea, nu întoarceți rău pentru rău. Nici o cară pentru o cară, dimpotrivă. Binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați. Este greu, dar nu imposibil, Domnul să ne ajute. Spune cuvântul în 15 cu 2 Romani, fiecare să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Să urmărim binele aproape lui. Spune cuvântul că fiecare să nu caute folosul lui, în primul rând, ci folosul altuia. Nu aveți Biblia tradusă în limba română? Sau aveți altfel de traducere? La una din înmormântările recente, din zona, am predicat din Biblia Sinodală Ortodoxă. Și am citit ceea ce scrie în Fapte 17 cu 30. Despre îndemnul lui Dumnezeu și nu numai, porunca lui Dumnezeu este aceasta. Dumnezeu nu ține în seamă vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Știți care e diferența? O singură diferență de exprimare. Dumnezeu trecând cu vederea vremurile neștiinței. Atât. În rest e același verset. Poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Aici scrie pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Prin omul pe care l-a rânduit. Diferența e că dincolo scrie prin bărbatul pe care l-a rânduit. Frați și surori, pocăință, știți ce înseamnă? Să încetăm să mai facem răul. Și să ne învățăm să facem binele. Să ne ghidăm după îndrumătorul care l-a lăsat Dumnezeu ca un GPS pe cale și să nu ne lăsăm duși în eroare de diferite învățături și păreri omenești. Urmăriți binele cetății, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu? Pentru că este o dependență noastră în fericire de fericirea cetății. Cum urmărim binele? În primul rând, rugându-ne pentru cetate. Ne rugăm de câțiva ani în fiecare seară pentru mântuirea oamenilor. Luni seara a venit la biserică, fără o invitație specială, o tânără, a terminat anul acesta facultatea, o tânără înțeleaptă, a terminat cu 10 facultatea și acum a intrat la master. A venit în biserică, a întrebat pe cineva, oare pastorul dumneavoastră poate să stea la sfârșit de vorbă cu mine? Deci, da, cred, liniștită. Mi s-a și comunicat, am rămas la sfârșit de vorbă și a zis, am fost în 2010 la un botez. De atunci m-am tot gândit și mi-a rămas în mintea mea acest lucru. Trebuie și vreau să fac botez. Vreau să mă apropii de Dumnezeu. De atunci am mai fost de vreo două ori. Aș vrea să mă botez. Aș vrea să fiu membru aici și aș vrea să rămân în biserica aceasta. Fără o invitație specială, fără evangelizare, la rugăciune. Aducându-și aminte de ceea ce i-a vorbit Dumnezeu, a venit și a doua seară la rugăciune marți și a spus, îmi place mai mult la rugăciune decât duminica. Este o atmosferă așa plăcută, să stai de vorbă cu Dumnezeu. Și mai mult decât atât, să te rogi pentru cei nemântuiți să fie și ei recuperați. Cred că ăsta e cel mai mare bine care îl putem face oamenilor.
Și am spus, aș vrea să te înregistrez, să pun în revista cultului. Am stat de vorbă la sfârșit cu tinerii și am spus, fetelor, vă rog să o cuprindeți și pe ea. Este prima candidată pentru botez. Vine dintr-o familie de credincioși din alt cult. Ea acum începe să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Are dorința aceasta de a se apropia de Dumnezeu. Și tinerii mi-au spus, frate, vă aduceți aminte că ultimele 5-6 persoane care s-au întors la biserică s-au întors seara la rugăciune? Vă aduceți aminte de respectivul tânăr care s-a întors la Domnul acum 4 ani și n-a fost duminica, a venit într-o seară la rugăciune și de atunci este în adunare? Și de celălalt frate și de cealaltă soră? A venit seara la rugăciune. Binele în ce privește relația noastră cu semenii, cel mai mare bine este mântuirea oamenilor. Și trebuie să urmărim scopul lui Dumnezeu, că a spus Domnul, vă îndemn mai întâi de toate să faceți rugăciuni pentru toți oamenii, chiar și pentru cei înălțați în dregătorii. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, care dorește ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Scrie în Eclesiastul 9:18, un singur păcătos nimicește mult bine. Și oamenii de afară privesc și dacă văd răul în unele persoane sau familii, să nu zic biserici, că ar fi prea de tot, un singur păcătos nimicește mult bine. Să ne gândim la acest aspect. Și cât e spus și cât ai făcut, o tăiat-l dintr-o dată. Prin expresia lui, prin viața lui, de aceea trebuie mare atenție. Și în ultimul rând, binele în raport cu noi înșine. Dumnezeu a spus că noi suntem templul lui Dumnezeu. Trebuie să urmărim binele nostru. Pe linie spirituală, în primul rând, dar și pe linie fizică, socială, materială. De aceea nu ne permitem să dăm droguri, să dăm tutun, să dăm alcool, pentru că cel care distruge templul lui Dumnezeu, și pe el Dumnezeu îl va nimici. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Mi-amintesc că un mecanic mi-a lucrat la mașină și s-a simțit el dator, nu știu chiar de ce exact. A zis, nu te costă nimic. Omule, stai că trebuie să-ți plătesc corect. Nu, nimic. Și atunci zic, auzi, măcar o sticlă de suc. Și zice, eu nu beau chimicale. Bine zici, cred că nu mai beau nici eu. Vorbeam recent cu un inspector de la Sanepid, care a fost la noi la biserică, și am spus să ne ziceți de la ce izvor să bem apă de aici, din zona noastră, că din perete nu-i bună, cu clor și vine pe... Și a zis, am făcut analize din 7 izvoare de aici, din zona noastră, 3 sunt bune, 4 nu. Am dat avertisment să se pună din partea primăriei apă nepotabilă. Atenție din ce izvoare vă alimentați. Sunt oameni care spun răului bine. Se amăgesc, spune cuvântul, pe ei și amăgesc și pe alții. Ce mai este păcat acum? Asta nu-i păcat, aia nu-i păcat. În ce privește relația cu noi înșine. 1 Corinteni 6:19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Și Pavel a spus, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Pentru că el are înclinațiile lui. Din firea pământească, a spus Pavel,
Roi lipit de mine. Atât de aproape este calea îngustă a lui Dumnezeu de calea lumii uneori, încât aproape confunzi lucrurile și trebuie să cer călăuzire. Trebuie să cer lumină. Particip la nunta asta sau nu particip? Stau la întâlnirea asta sau nu stau? Dacă deviem la început, poate devierea va fi mică, dar în timp, rezultatele și întoarcerea este destul de greoaie, uneori imposibilă. De aceea, Roman 12:9 spune cuvântul: fie vă groază de rău. A fost un predicator la noi din zona Oradea și a predicat din versetul acesta și la un moment dat a explicat el așa, practic, cum trebuie să fie groaza de rău. Și a făcut așa un gest și s-a speriat inimă. Zice, frate, ne-am speriat cât de groază la fratele ăsta de rău. Că n-au fost pe fază așa și să-ți fie groază de rău. Și lipiți-vă tare de bine. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Că uneori așa-i de lipit rău de păcătos, că nu vrei să dai păcătos afară. Dar ce să faci? Că s-o strâns așa de tare, că trebuie să dai păcatul cu păcătos cu tot, deoparte. Să spui, auzi, ia, stați un pic deoparte, că prea ați amestecat lucrurile. Că un viermișor, care nu vine din exterior, nu, s-a format unde? În măr, de exemplu. Și ce-a zis Domnul către Lucifer? Până când s-a găsit nelegiuirea în tine? De aceea pe Pavel a zis, trebuie să fiu sincer. Că dacă nu, s-ar putea să mă amăgesc. Îmi fac verificarea. Găsesc dar în mine. Problema este că viermișorul acela, prin mărul care l-a stricat, mai strică și alte mere. Că sunt oameni care dau din mână, nu, nicio problemă, frate, lasă că și alții fac. Păi da, dar e rău asta. Și nici nu întreabă oameni care sunt responsabili, luminați, puși de Dumnezeu. Întreabă, știți cum o zice cineva, tu întrebi ca să obții dezlegare? Când o întreba cineva pe conducătorul de adunare, frate, unde scrie așa foarte clar în Biblie că e păcat să consumi alcool? Și conducătorul de adunare a zis, auzi, înainte să-ți răspund, am eu o întrebare. Cine a întrebat din tine, Duhul sau firea? Roman 16:19 spune cuvântul lui Dumnezeu: să fiți, zice Pavel, înțelepți în ce privește binele, și în Biblia Sinodală Ortodoxă și cum scrie, și nevinovați în ce privește răul. Sunt bune amândouă traducerile. Să ne ajute Domnul să fim ca în ambele traduceri. Și să ne ajute Domnul. Fiecare va primi răsplata, spune Efeseni 6:8, după binele sau răul care l-a făcut, câtă vreme trăia în trup. Apostolul Pavel își face timp să se ocupe de propria persoană. Și spune el sincer, ca și altă dată David când s-a mărturisit și este scris în Psalmul 32. Câtă vreme am tăcut, dar nu te ajută dacă ții pentru tine, am întâlnit undeva o învățătură falsă și fiecare ce a primit învățătura, erau câteva persoane, au zis, cel ce mi-a zis, o zis să nu mai zic la nimeni, să păstrez pentru mine, o învățătură falsă, că e bine, mai bine stai acasă și nu mergi la adunare, că îți duci mântuirea mai bine de unul singur, asta e cea mai falsă învățătură. Și frate, au zis că să nu mai zic la nimeni. Și au zis ei meu că și o tânără în situația asta, am abordat-o din biserica respectivă și zic, vreau să te întreb ceva. Auzi, am înțeles că stai de vorbă, dar m-a legat, a zis că să nu zic la nimeni. Da. Ca să fie virusul să lucreze rău în tine și să mori așa, fără să te duci la tratament, la doctor. Și tu, da, m-a legat să nu zic la nimeni. No, te dezleg. În numele Domnului ești dezlegată, poți să-mi zici. Și a zis, frate, cred că asta e dezlegarea aia ce scrie în Biblie, așa-i?
că ce dezleagă biserica, dezlegat și încerc. Da, ești dezlegată. Poți să-mi spui. Păi frate, mi-a zis să nu mai fac școală că vine Domnul. Cine a zis asta? Păi nu știu, a predicat unul Gheorghe de prin Târgoviște. Da. Dumnezeu să-l ierte dacă mai poate. Atenție la ce curente și învățături. Nu toate sunt bune. Pavel a spus, îmi fac verificarea interioară ca să pot face operații pentru a scoate paiul, trebuie rezolvată problema cu bârna. Să fim de ajutor pentru alții, că dacă nu mergem la ei și ce tu? Dar tu ai venit, tu ești medic. Găsesc dar în mine, 1, am voința să fac binele. Domnul să ne dea acea dorință, cu râvnă, cu fermitate într-o hotărâre stabilă, să fim plini de râvnă pentru a face bine. Să nu ne lase ușor așa și până la urmă abandonăm lucrarea. Am voința să fac binele, vreau să fac binele. De 3 ori spune el în 3 versete. Păi, după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Când îți place părtășia, acolo unde se discută din cuvânt, când îți place să citești ceva, îmi spui ce cărți citești și îmi dau seama pe unde ești. Nu? Cam așa este o vorbă. După omul dinăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Îmi place să nu fur. Scrie să nu fur, mie îmi place să nu fur. Dacă se întâmplă cumva din greșeală să completez și eu ce îmi lipsește, renunț, mă pocăiesc, fac hotărâri noi, nu mă simt bine. Câtă vreme am tăcut, zicea David. Știi ce scrie acolo? A mi se topeau și oasele de gemetele necurmate, mâna ta apăsa asupra mea. Și apoi, găsesc dar în mine, n-am puterea să fac binele. Dar o zis efesenilor, mă rog și pentru voi și să rugați și pentru el, ca Domnul să vă dea prin Duhul lui puterea de a face binele. Și apoi am văzut că este nevoie să aprofundăm din legea lui Dumnezeu cunoștința și felul în care Domnul voiește să facem binele. În raport cu Dumnezeu, să aducem jertfe bine primite, să cercetăm cuvântul prorociei și-o zis omul Dumnezeu, bine faceți că luați seama asta cel mai mare bine, da? Apoi, în relația cu semenii, cel mai mare bine este să urmărim mântuirea lor, să-i ajutăm pe toți oamenii și mai ales pe sfinți când sunt în nevoi, să fim alături de ei, să plângem cu cei ce plâng, nu? Urmărim care este binele pentru ceilalți, mai întâi folosul lor. E grea pocăința, așa-i? Să urmărești mai întâi folosul oamenilor. Să fie așa, cam poezia cu fratele Ionel, știți? Deci, frate Ionel, hai la noi, până când au gătat slujba, așa nu i-au dat de mâncare, că trebuie să meargă dincolo. Și când s-au dus dincolo, l-au luat de acolo și au zis, frate, hai că fratele ar fi stat să mănânce un pic. Nu, hai la noi, repede, că trebuie să mergem dincolo. Și în relația cu tine însuți, trebuie să urmărești binele. Ca stăruind în ce este bine, să ajungi în veșnicie. Ca rămânând în voia lui Dumnezeu, care este bună, este plăcută și este desăvârșită, să fii într-o relație bună cu Dumnezeu. Trupul dumitale și al meu este templul Duhului Sfânt. Și ce este bine? Să ardă focul Duhului Sfânt în templu, să fie prezența lui Dumnezeu. Dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice, o zis Domnul, dar cereți orice. Dar noi nici nu credem, nici nu avem curajul să cerem lucruri mari. Spunea un frate și trebuie să încheiem acum, spunea un frate la noi, am venit joia post, am venit la post și am zis, Doamne, dacă lucrarea asta e de la tine și frate m-a pus să fiu responsabil aici, îți cer ca astăzi să se pocăiască 2 oameni, dar care vin din lume, nu relații cu biserica, rudenie sau prieteni, din lume direct. În aceeași zi după slujbă, o familie m-a chemat până la ei și l-am luat și pe fratele ăsta, hai cu mine, și ne-a dus acolo. Și erau soț și soție, oameni din lume. Uite, zice, v-o chema să discutați puțin cu ei. Au primit cuvântul Domnului în seara aceea și în seara aceea au fost botezați amândoi.
oameni în suferință care nu puteau veni la biserică să fie botezați, i-am botezat. Nu m-a lăsat să plec, frate păstor. Deja imediat, frate păstor, la botez, ne botez, nu pleci de aici, ne botez. Și a zis fratele care se ocupă cu postul și rugăciunea la noi, a zis, îmi pare rău că n-am cerut Domnului numai doi. Pe atât ai avut credință, poate. De ce n-am zis eu de dimineață, Doamne, dacă lucrarea asta de la tine 200 să se boteze? Și apoi botezam la ei, tot, nu, nici acum nu eram gata. Doi, am cerut doi, e bine și asta, dar nu e suficient de bine. Așa că Domnul să ne dea multă putere prin Duhul Sfânt să facem doar ceea ce este bine. Amin.